Aceasta este intrarea în orașul Murgeni. După cum vedeți, resturi vegetale netăiate de 2 ani de zile, nu sunt îndepărtate, o priveliște dezolantă, nici de cum nu te gândești că ești într-un oraș. Clădirile arată dărăpânat, toate sunt în astfel de condiții sub administrația primarului actual. Lupta pentru fotoliul de primar al orașului Murgeni este acerbă. Acest lucru îl știe și doctorul veterinar Dan Liviu Cain. Medicul a pornit încrezător în șansele sale și convins că localnicii au nevoie de o schimbare. Candidatul PDL își dorește refacerea infrastructurii, a canalizării, aducțiunii cu apă, a imobilelor deteriorate, a parcurilor și școlilor din localitate. Practic, acesta a încercat să prindă în agenda sa de lucru toate nemulțumirile locuitorilor din Murgeni, dar și să aducă un plus de speranță prin proiectele pe care le propune pentru dezvoltarea urbei. Dan Liviu Cain susține necesitatea refacerii spațiilor verzi, ale cașelor de cultură, dar mai ales crearea de locuri de muncă.